În timp ce autoritățile din nordul țării au instituit deja stare de alertă la granița cu Ucraina pentru a monitoriza permanent condițiile în care evoluează gripa porcină, și la Giurgiu a fost derulat un program de prevenire. Mai exact, medicii și specialiștii Direcției de Sănătate Publică au înființat în Vama Giurgiu un punct de lucru prin care se efectuează controle epidemiologice în rândul celor care manifestă simptome ale bolii sau sunt asemănătoare cu cele ale gripei sezoniere. Monitorizăm, cazurile care ar putea veni din alte părți și aș da un exemplu. Chiar dacă nu este gripă, un caz de tuberculoză, am avut o alertă rapidă zile trecute, doi cetățeni din Giurgiu au călătorit în Spania împreună cu un bolnav de tuberculoză într-o formă în care putea să răspândească boala, drept pentru care alerta rapidă a venit din Spania și de la Centrul Național de Transmitere și Supraveghere a Bolilor Transmisibile și bineînțeles că am investigat într-o anchetă epidemiologică pe acești doi care, din fericire, n-au contactat boala. Punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse este tranzitat zilnic de circa 400 de cetățeni, iar cei mai mulți sunt străini. În ultimele 24 de ore, punctul de trecere a frontierei Giurgiu a fost tranzitat de 2659 de persoane aparținând Uniunii Europene și 1057 de persoane aparținând altor state non-Uniunii Europene. Aceasta nu este singura măsură adoptată de Direcția de Sănătate Publică Giurgiu în ceea ce privește prevenirea răspândirii virusului atât de periculos. În școli și instituțiile de stat au început campaniile de informare, însă de departe cea mai viabilă soluție este imunizarea cu vaccinul antigripal, spun medicii. Facem educație sanitară în școli împreună cu inspectorii care sunt pe supraveghere. Avem contact permanent cu inspectoratul școlar, cu care avem o colaborare perfectă. Și sperăm să protejăm copiii și tinerii care sunt în învățământul primar sau secundar să aibă cât mai puține probleme medicale și, bineînțeles, pe cei care sunt în instituții. De asemenea, s-a dispus asigurarea permanenței în serviciile cu responsabilitate în domeniu, în special cele sanitare și de utilități publice, dar și informarea populației prin toate mijloacele eficiente de diseminare în legătură cu măsurile de prevenție și combaterea bolii. Categoriile de risc la îmbolnăvire cu gripa porcină sunt în primul rând copiii și bătrânii. Vulnerabil au fost persoanele în vârstă și cu diverse afecțiuni, vulnerabili sunt și persoanele tinere care lucrează și sunt supuse unui contact permanent cu persoane bolnave, sănătoase. Aceștia sunt cadre medicale, sunt oameni care lucrează în farmacii, oameni care lucrează în comerț, dar vulnerabili sunt și cei care sunt în anumite colectivități, cum sunt azile, cămine, persoane vârstnice.